Citim cuvântul lui Dumnezeu de la 1 Samuel, capitolul 7, începând cu versetul 1. Pagina Sfânta Scriptură, 297. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului și l-au dus în casa lui Abinadab pe deal. Și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecusele 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii casa lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și astarteile și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mizpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mizpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mizpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mizpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strici pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un mel sugar și l-a dus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mizpa, au urmărit pe filistenii și au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mizpa și Shen și a pus numele piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Amin. În dimineața aceasta încheiem prima parte din cartea 1 Samuel, care descrie perioada slujirii lui Samuel. Capitolul 8 începe o altă perioadă care poporul Israel dorește să intre în monarhie. Și în această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre redobândirea victoriei lui Dumnezeu. Cum sună victoria lui Dumnezeu? Redobândirea victoriei lui Dumnezeu. Redobândirea victoriei lui Dumnezeu presupune că am pierdut-o. Și asta se vede la poporul Israel. Au fost victorioși, au mers din biruință în biruință, dar au pierdut această victorie a lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-a vrut să le-o dea, ci pentru că ei au ieșit din perimetrul acela, din cadrul acela în care Dumnezeu îi binecuvânta. Acum, când vorbim despre redobândirea victoriei lui Dumnezeu și eu cred din toată inima că nu este cineva aici care nu vrea să fie victorios în Dumnezeu și în Hristos, când vorbim despre redobândirea victoriei lui Dumnezeu, sunt mai multe părți, sunt mai multe roluri care trebuie jucate în planul ăsta de redobândire a victoriei lui Dumnezeu. Și primul rol ne aparține nouă. Dumnezeu are rolul Lui, noi avem rolul nostru, Hristos are rolul Lui, dușmanii noștri au și ei rolul lor, dar primul rol ne aparține nouă. Și rolul care ne aparține nouă, ceea ce noi suntem chemați să facem, este să-L chemăm, să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima noastră. Și aș vrea să încep cu câteva sfaturi foarte practice, de la versetul 1 la versetul 6, pentru a arăta ceea ce ține de noi, ceea ce trebuie să facem noi pentru a recâștiga, redobândi victoria lui Dumnezeu. Primul aspect este acesta, tânjește după Domnul. Uitați ce spune, versetul 2 spune, trecusere destulă vreme, cuvântul ăsta, destul, foarte important, trecusere destulă vreme. Mie asta mi-arată, când citesc cuvântul destul, îmi vine ideea de lehamete. Domnule, mi s-a făcut lehamite, m-am săturat, e destul, auziți, trecuseră destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul la Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Tânjește după Domnul, să-L dorești pe Domnul, să nu dorești binecuvântările Domnului, să nu vrei lucrările Domnului, să nu vrei darurile Domnului, să nu vrei ceea ce Dumnezeu ați vrea să-ți dea, ci să-L vrei pe El, să nu vrei nimic altceva, să-L vrei pe Domnul, să tânjești după Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să tânjim după Tine.
Sunt psalmi care sunt atât de dragi sufletelor noastre și care arată tânjirea asta după Dumnezeu. Spune, de exemplu, psalmul 84:2, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Psalmul 42 cu versetul 2. Sufletul meu, auziți, însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Psalmul 63:1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine. Întânjește trupul după Tine. Într-un pământ sec, uscat și fără apă. Peste tot în Sfânta Scriptură vedem această tânjire a sufletelor copiilor lui Dumnezeu după Dumnezeu. După Dumnezeu. Oamenii îl doreau pe Dumnezeu. Ăsta e primul aspect. Un om care se pocăiește cu adevărat e un om care nu mai vrea nimic altceva, îl vrea pe Dumnezeu. Doamne, pune tânjirea asta în noi. Amin. Știți când vine tânjirea asta? Tânjirea vine după ce ți se face lehamite. După ce ți se face lehamite. După ce te saturi, Domnule. O venit chivotul ăla pe care l-au vrut ei înapoi de la filisteni și au venit acolo. Și spune, au trecut 20 de ani și s-au săturat de chivot. Știți de ce? Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu așa ne-a făcut pe fiecare dintre noi. Oricâți bani ai pompa în bani, oricâți bani ai pompa în viața ta, oricâte lucruri ai pompa în viața ta, oricâte mâncări ori ai lua, oricâte lucruri, Doamne, ai planuri, ai visuri, vrei să strângi, vrei să faci. Lucrurile astea nu sunt rele, de vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu așa ne-a creat, așa, e, așa de mare ironie în lucrul ăsta. Dumnezeu așa ne-a creat, oricâte lucruri ai avea, niciodată nu o să fii satisfăcut. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Știți de ce? Că sufletele noastre sunt făcute să tânjească după Dumnezeu și să fie împlinite numai de Dumnezeu. Aleluia! Așa ne-a făcut Dumnezeu, să ne împlinească numai El. Să ne împlinească numai El. Și dacă l-avem pe El, ne bucurăm și de lucrurile acelea. Dacă nu l-avem pe El, nu ne bucurăm nici de ele, nici de El. Și n-am făcut nicio afacere. Ăsta e primul aspect, să tânjim după Dumnezeu. Să tânjim după Dumnezeu. Nu să tânjim după programe, să tânjim după o persoană. Noi facem aici este un fel de ritual care nu este rău. Dar, frașăților, dincolo de lucrurile astea, făcând lucrurile astea, noi vrem o persoană. Noi vrem o persoană, îl vrem pe El. Al doilea sfat care ne-l dă textul acesta. Să asculți de glasul călăuzitorilor duhovnicești. Versetul 3 spune așa, Samuel a zis întregii case lui Israel. Până la punctul ăsta au ascultat de Hofni, au ascultat de Fineas, au ascultat de Eli, au ascultat de preoții aceștia care l-au necinstit pe Dumnezeu. În punctul acesta Samuel intervine, deși de 20-30 de ani era acolo cu ei și nu l-au ascultat. În punctul acesta Samuel intervine și oamenii aceștia ascultă de Samuel. Ascultă de Samuel. Și frașilor, vreau să vă spun un lucru. Oricât de neagră ar arăta, oricât de negru ar arăta peisajul religios al vremii noastre, cu preoți, cu păstori, cu predicatori care nu sunt după voia lui Dumnezeu și care sunt corupți sau nu sunt, vreau să vă spun un lucru. Întotdeauna Dumnezeu va avea în fiecare adunare a Lui și întotdeauna Dumnezeu va avea în fiecare generație un proroc. Întotdeauna. Întotdeauna va exista în fiecare generație și în fiecare adunare un om care va fi vocea lui Dumnezeu pentru locul acela. Vă spun lucrul acesta. Întotdeauna va exista. Și asta e o încurajare pentru noi. Știți zice? Că Dumnezeu militează, Dumnezeu s-a hotărât în El însuși ca să-și apere biserica Lui și să-și lase în biserica Lui oamenii care să ducă în biserica în locul în care trebuie să o ducă. Slavă Lui! Aleluia! E o mare încurajare pentru noi lucrul acesta. O mare încurajare pentru noi lucrul acesta. Cum cunoști un slujitor duhovnicesc? N-am zis un slujitor spiritual, că spiritual este toți. Duhovnicesc. Când spui duhovnicesc, înseamnă că are Duhul Sfânt. Care Duhul Sfânt și călăuzit de Duhul Sfânt. Cum știi, domnule? Avem o grămadă de predicatori, de păstori, de pop, de toate felurile. Cum știu eu că e a Domnului, că e călăuzit de Duhul Sfânt? Vă spun cum știu. Uitați-vă la Samuel. La ce spune Samuel? Samuel spune așa. Dacă din toată inima vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astartele. Întotdeauna un slujitor duhovnicesc nu ascunde păcatul, nu trece peste păcat. În al doilea rând spune, îndreptați-vă inima spre Domnul. Întotdeauna un slujitor duhovnicesc duce oamenii spre Domnul, nu spre altceva, spre Domnul. Vezi, slujitorii pot să ducă spre strategii, spre viziuni, spre păreri, spre filozofii, spre multe lucruri ar putea să ducă. Și s-ar putea la un moment dat să se pară că nu sunt rele. Un slujitor adevărat duhovnicesc știe că scopul tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Auziți ce spune el? În al doilea rând zice, îndreptați-vă inima spre Domnul. Un slujitor duhovnicesc în al treilea rând nu va fi mulțumit cu exteriorul. El nu zice, bine că se cântă, bine că se predică, bine că se dă bani, bine că se face colectă, bine că se dă cu pomelnicul, că se dă pomană, că bine, Domnule, că se fac lucrurile. Nu, un slujitor duhovnicesc, auziți ce spune, îndreptați-vă inima.
Un slujitor duhovnicesc dorește ca inima oamenilor să se apropie de Dumnezeu, nu doar trupurile lor. Noi am venit cu trupurile noastre aici, în casa lui Dumnezeu. Cel mai important aspect este ca inimile noastre să intre în prezența lui Dumnezeu. Amin. Un slujitor duhovnicesc cere o slujire exclusivă a lui Dumnezeu. Zice, slujiți numai Lui. Numai Lui. Că există atât de multă religie din asta. Dom'le, ce faci la casa ta? E treaba ta? Ce faci la casa lui Dumnezeu? E treaba lui Dumnezeu. Nu este așa. Slujitorul duhovnicesc spune, nu se poate așa ceva. Trebuie să slujești pe Domnul. Numai pe Domnul. Și aici, așa, acasă. Și la servici, când ești cu colegii, și când ești la școală, și când ești între studenți, slujiți-i numai Lui. Și în final, un slujitor duhovnicesc dă promisiuni. Este un slujitor care încurajează, zice, El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Ascultă de glasul călăuzitorilor duhovnicești. Este al doilea aspect, al doilea pas în pocăința noastră ca Dumnezeu să ne dea victorie. Să asculți de călăuzitorii duhovnicești. Să asculți de călăuzitorii duhovnicești. Al treilea sfat care îl dă textul acesta. Focalizează-te spre Dumnezeu cu toată inima ta. Uitați ce spune textul acesta. Îndreptați-vă inima spre Domnul. Îndreptați-vă inima spre Domnul. Asta înseamnă să te focalizezi spre Dumnezeu. Să te gândești la Dumnezeu, să stea mintea la Dumnezeu. Dumnezeu să devină preocuparea ta. Asta înseamnă să-ți îndrepți inima spre Domnul. Nu poți tu să-ți iei inima și să o duci. Nu, înseamnă să te focalizezi, să te gândești la El. Să te preocupe Dumnezeu. Dimineața să te preocupe Dumnezeu. Seara să te preocupe Dumnezeu. Când îți dă Duhul Sfânt un impuls, că ești la lucru, că pui un gard, că faci ceva. Și dă Duhul Sfânt un impuls să te preocupi de Dumnezeu, să-ți îndrepți inima spre Dumnezeu. Să faci lucrul acesta, un obicei din lucrul acesta, să te focalizezi spre Dumnezeu cu toată inima ta. În al patrulea rând, să crezi în promisiunea biruinței Domnului. Asta e al patrulea sfat care ne-l dă textul acesta. Auziți ce spune? El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Să credem, frați și surori. Este o foarte mare problemă că nu-L credem pe Dumnezeu. O foarte mare problemă. Dumnezeu ne promite că ne izbăvește din mâna tuturor vrășmașilor noștri atunci când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Atunci când noi venim la Dumnezeu fără rezerve. Atunci când venim la Dumnezeu cu credință, atunci când credem că Dumnezeu poate să facă. Mulți dintre dumneavoastră v-ați pierdut speranța. Și asta e necredință. Asta este necredință. Nu trebuie să ne pierdem speranța. După zeci de ani în care poporul Israel la propriu a fost terminat, a fost jefuit an de an de filisteni. An de an a fost jefuit de filisteni. După zeci de ani Dumnezeu spune prin gura prorocului Samuel, El vă va izbăvi. Pe Dumnezeu nu-L interesează cât timp am trăit în păcat. Pe Dumnezeu nu mai interesează cât timp am mers prost. Atunci când ai venit la Dumnezeu, Dumnezeu a pus stop, a încheiat și o luăm de la capăt. Ăsta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu care poate să dea noi starturi. Este un Dumnezeu care dă noi șanse. Este un Dumnezeu care ridică. Este un Dumnezeu care nu ține cont de istoria din trecut. Dacă tu te-ai pocăit, Dumnezeu a pus punct și o ia de la capăt. Aleluia! Ăsta este Dumnezeul nostru care face lucrul acesta. Nu trebuie să fim deznădăjuiți. Nu contează. Frați și surori, trecutul contează, dar nu contează atât trecutul cât contează ce fac acum cu trecutul meu. Eu pot să viu cu trecutul meu înaintea lui Dumnezeu, Hristos să-L spele în sângele Lui și să o luăm de la capăt. Asta e speranța care o dă Dumnezeu, spune, El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Al cincilea sfat care îl dă textul acesta, renunță practic la idolii care îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Renunță practic la idolii care îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Versetul 4. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baal și Astarteile și au slujit numai Domnului. Acum, care sunt idolii? Vreau să vă spun, știți care sunt idolii? Gândiți-vă, vă dau doar câteva aspecte. Gândește-te ce te împiedică să te rogi dimineața. Hai să te pui 5 minute, 10 minute. Practic, nu stai un ceas acolo. 10 minute să-ți începi ziua cu Dumnezeul tău. Cu Dumnezeul tău, cu Mântuitorul tău, cu Eliberatorul tău, cu Vindecătorul tău. Ce te împiedică să stai 5-10 minute dimineața cu Dumnezeu? Ce? Somnul, ăla e idolul. Graba, ăla e idolul. Nu sunt obișnuit, ăla e idolul, neobișnuința ta. Ce te împiedică 10 minute seara, Doamne, să te oprești din toată agonia asta vieții și fuga asta și truda asta în viață, să te oprești 10 minute, 20 minute, să stai să te gândești, să citești un psalm și să stai înaintea lui Dumnezeu să te rogi. Să-i mulțumești Dumnezeului tău că te-a dus la capătul zilei. Ce te împiedică? Ăla e idolul. Munca? Ăla e idolul. Banii? Ăla e idolul. Teama de viitor? Ăla e idolul. Teama de ziua de mâine? Ăla e idolul. Ce mă împiedică pe mine să stau în prezența lui Dumnezeu, să mă rog, să citesc Sfânta Scriptură? Ăla este idolul. Ce ne împiedică să venim vinerea seara la biserică? Ăia sunt idolii noștri. Simplu, noi știm ce trebuie să scoatem. Sunt alții care vin de la Timișoara, care vin de la Arad, ca să ajungă vineri seara la biserică.
Sunt alții care pot să vină din Sebiș la biserică și nu vor să vină. Eu nu vă mustru în dimineața aceasta. Vreau să vă spun că ăia sunt idolii noștri și să trebuie să-i dăm afară. Trebuie să-i dăm afară, simplu. Sunt niște lucruri practice care trebuie să le scoatem afară. Care-i Balul? Afară cu el. Care-i Astartea? Dă cu toporul în el, scoate-l afară și omoară-l. Dumnezeu ne cere să renunțăm practic la idolii din viața noastră. S-ar putea să fie somnul de amiază. S-ar putea să fie somnul de frumusețe. Nu știu ce somnuri mai sunt. Habar nu am. Sunt multe feluri de somn. Oamenii inventează tot felul de lucruri. S-ar putea să trebuiască să renunț la el. Pentru Domnul trebuie să renunțe la idolul. Ăla e idolul și Dumnezeu binecuvântează lucrul ăsta, să știți. Dumnezeu binecuvântează. Ce te împiedică să dăruiești lui Dumnezeu? Ce te împiedică să dăruiești lui Dumnezeu? Ăla este idolul. Ăla este idolul. Ce te împiedică să nu vii la părtășie cu frații? Ăla este idolul și trebuie dat afară. Trebuie dat afară. Al șaselea sfat practic care îl dă Scriptura. Slujește doar pe Domnul. Copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalul și Astartei și au zis, au slujit numai Domnului. Nu e așa, frați și surori, că nu poți să slujești și lumii, și Domnului, și lui Hristos, și lui Belial, și ispitelor și păcatului și sfințenii? Nu poți, nu se poate. Unii, cum să stea păcatul cu sfințenia la un loc? N-are cum. Nu are cum. Auziți ce spune? Slujiți numai Domnului. Slujiți numai Domnului. Ascultam recent o dezbatere între câțiva călugări, preoți, nu știu ce erau, ortodox și vreo 2-3 slujitori baptiști. Și spunea la un moment dat preotul respectiv, zice, mă, la noi măcar, zice, la noi cei la biserică e la biserică, cei acasă, acasă. Dar voi spuneți că cei și la biserică e și acasă și nu ui. Noi nu credem în lucrul ăsta, că cei la biserică e la biserică, cei acasă, e acasă. Eu sunt de acord că acasă la noi nu o să facem biserică și o să ne purtăm așa toți cu fețe pioase ca și cum suntem sfinți pe pereți. Nu! Fiecare își face treaba lui, care i-a dat-o Dumnezeu pe pământul ăsta. Dar trebuie să existe o continuitate între ceea ce facem la adunare și ceea ce facem acasă. Adică, eu nu la biserică sfânt și când am ajuns acasă altceva. Sunt tot sfânt. Îmi fac treburile mele, dar tot sfânt. Muncesc, dar tot sfânt. Mănânc, dar tot sfânt. Dorm, dar tot sfânt. Nu mă schimb, nu mă transform. Nu la biserică sângeri și acasă sunt demon, nu, sunt tot a Domnului. Sunt tot a Domnului și acasă. Auziți ce spune? Slujiți și au slujit numai Domnului. Și au slujit numai Domnului. Acum, vreau să fiu practic. Ce înseamnă să slujești Domnului? Practic, noi zicem, slujești Domnului. Ce să slujești Domnului? Nu, simplu. Vină cu mandolina ta, vină cu chitara ta, du-te la orgă, du-te la stație, du-te la laptop, vină la biserică vinerea, vină la biserică duminica dimineața, vină la biserică duminica seara, dăruiește zecioala Domnului, pune acolo pentru Domnul. Practic trebuie să slujești. Noi știm cum trebuie să slujim Domnului. Dar la un moment dat poporul Israel s-a plictisit să slujească Domnului. O să slujească și în altă parte. Și Domnul spune, nu, slujiți Domnului. E nevoie uneori de mașina ta, puneți mașina la dispoziție. E nevoie uneori de timpul tău, puneți timpul tău la dispoziție. Sunt lucruri practice în care trebuie să slujim pe Dumnezeu. Practice. E o mormântare. Și atât de frumos, vă spun, e atât de frumos să fim acolo. E atât de frumos să fim acolo împreună cu frații noștri. E un curaj să predici când vezi pe frații tăi acolo. Când te vezi singur cuc acolo între toți necredincioșii ăia, e mai greu, e puțin mai greu. Când ești frații tăi acolo, când oamenii cântă, când oamenii laudă pe Dumnezeu, e altă atmosferă. Să schimbi, simți că e o mormântare de pocăiți, la pocăiți. E o mormântare la pocăiți. Să simți lucrul ăsta, e nevoie. Frați și surori, practic să slujim pe Domnul. Practic să slujim pe Domnul. Noi știm cum trebuie să slujim. 7. Vinul la adunările poporului Dumnezeu. Uitați ce spune 1 Samuel 7:5. Samuel a zis, strângeți pe tot Israel la Mițpa și eu mă voi ruga pe Domnului pentru voi. Domnul m-a cercetat ieri. Am spus și eu de câteva ori lucrul ăsta și o mare prostie și recunosc. Am spus o mare prostie și am spus-o de la amvon. Și trebuie să mă iertați pentru lucrul ăsta. Să mă iertați. Am spus, Domnule, nu contează pentru Domnul că suntem 3, 4, 5 și e același lucru că suntem mai mulți. Eu nu cred că e așa. Spuneți-mi dumneavoastră, nu e altfel atmosfera că suntem mai mulți acum? Cum ar fi să-ți funcționeze numai 20% din trup? Haideți să gândim. Nu contează că suntem 3 sau suntem 100? Oare nu contează? Nu, dacă trupul tău ar funcționa numai 3 mădulare din trupul tău. Îți merg ochii, așa, 2 urechi și poți să miști un deget. Cum ar fi? Exact așa e când spui că la adunare, nu, e bine că suntem 5. Voi cât suntem? 250. Cât ați venit la adunare? 5. A, nu-i nimic, Domnul e aici, am noi, între noi. Nu e chiar așa. Și spunem noi uneori că avem altă senzație când suntem mai mulți. Nu e altă senzație, e prezența Domnului. Că Domnul ne-a mântuit pe toți, ne vrea pe toți aici.
Și auziți ce spune Samuel, foarte interesant. Strângeți pe tot Israelul la Mizpa. Lui Samuel îi plăcea să fie multă lume. Și vă spun că de când am studiat textul ăsta și mie îmi place. Și să vă placă și dumneavoastră. Dar și vinerea să fie multă lume. Mulți pocăiți. Și să fie și multă lume, dar și mulți pocăiți. Mai bine să fie pocăiți întâi. Dar știți la ce m-am referit. Auziți, Samuel asta face, spune, strângeți pe tot Israelul la Mizpa. Poporul Israel avea niște întâlniri de sărbătoare de la care nu trebuia să lipsească niciunul. Se strângeau acolo, Dumnezeu vrea să-i vadă pe toți. Dumnezeu vrea să-i vadă pe toți, așa avea Dumnezeu satisfacție. Nu să-i văd pe toți, unii să-i acasă. Ce caut acasă? Vreau să-i văd pe toți acolo la sărbătoare. Toți, nu e o frați și surori, nu e o senzație pe care o avem noi specială când suntem mai mulți. E prezența lui Dumnezeu, nu e o senzație. Nu e o senzație, e prezența lui Dumnezeu aici. Când e tot trupul aici, capul dă energie în tot trupul și se simte, vibrează trupul lui Hristos aici. Vreau să fim toți aici, frați și surori. Și să știți că îmi pasă când lipsește cineva. Și să știți că observ când lipsește cineva. Și nu trebuie să observ eu, observă Domnul. Și suferim unii, că nu mai e tot trupul. Suferim, că nu mai e tot trupul. Haideți să ne strângem când trebuie să ne strângem. Amin. Un sfat practic pe care îl dă Dumnezeu pentru dobândirea victoriei. Spune, strângeți-vă toți acolo și s-au strâns toți acolo. Și auziți ce spune? Un alt sfat foarte practic. Îndeletnicește-te cu postul. Versetul 6. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea. De ce să postești? Haideți să ne gândim. Oamenii care nu obișnuim să postim din locul acesta, nu vă pun să ridicați mâna, dar care nu obișnuim să postim. Dom'le, dăm o motivație să postez. Uite, nu obișnuiesc să postez. Dăm o motivație. Un lucru foarte practic cu postul. Puneți o zi de post. Că dacă zici, dom'le, o să postez săptămâna viitoare, nu o să postezi săptămâna viitoare. Dacă spui, o să postez vineri săptămâna viitoare și de luni, marți, miercuri, joi te pregătești până vineri, nu joi, zici, trag acum un ospă serios, o să pot rezista vineri. No, o să fii terminat vineri. Nu. Mănânci așa ușurel, 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 mai puțin, mai puțin, joi mănânci ca o domnișoară, așa ciugulești ca o păsărică și vineri ai un post, nota 10, o să postești și sâmbătă. Domnul o să-ți dea putere. Dar de ce să postești? Știți ce arată postul? Când te oprești din a mânca, spui că Dumnezeu e la fel de important pentru viața ta, la fel cum e mâncarea și băutura. La fel cum nu poți trăi fără mâncare și băutură, într-o zi zici, Doamne, las și mâncarea și băutura, că Tu ești pentru mine la fel de important pentru mâncarea și băutura. Mai important decât mâncarea și băutura. Asta spui prin post. Te oprești din mâncare și băutură și îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu mâncarea și băutura e cel mai important lucru, ci Tu ești cel mai important lucru. Asta e postul. Postul te sensibilizează la lumea spirituală. În ziua aia nu mai slujești stomacul. În ziua aceea nu mai slujești trupul. În ziua aceea te focalizezi pe sufletul tău. Încerci să te conectezi într-un mod special cu Dumnezeu și devii sensibil la lumea spirituală. Asta face postul. Ne sensibilizează spiritual. Ne sensibilizează inimile la prezența lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dacă niciodată n-ai simțit prezența lui Dumnezeu, dacă niciodată n-ai simțit că să fii călăuzit de Dumnezeu, să auzi vocea Duhului Sfânt, ia-ți o zi de post. Și dacă după ziua aia de post Dumnezeu nu te-a călăuzit, vine și spune, bă, Andrei, n-ai avut dreptate. Și cel mai probabil a fost ceva, un păcat, o problemă de care nu te-ai pocăit, dar sigur Dumnezeu te va călăuzi. Sigur Dumnezeu îți va vorbi. Nu există niciun dubiu. Și spune Scriptura foarte clară în locul acesta. Israelul a postit în ziua aceea. A postit în ziua aceea. Al nouălea sfat care ne dă Scriptura. Mărturisește păcatele. Auziți ce spune? Și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Acum, iar, vreți să vă dau o motivație să vă mărturisiți păcatele? Înaintea Domnului. Vă dau o motivație. Cea mai bună motivație care mi-a venit mie în minte a fost asta. Sunt oameni acum în iad care nu pot să-și mărturisească păcatele. Sau dacă le mărturisești, le mărturisești degeaba. Tu când îți mărturisești păcatele, nu ți le mărturisești degeaba. Domnul ți le iartă. Nu crezi că avem un avantaj față de ei? E simplu. E simplu. Dumnezeu le știe deja. Dar Dumnezeu vrea să vadă că ai smerenia asta și eu zic uneori bunul ăsta simți să spui, Doamne, nu neg păcatul ăla. Nu zic, nu au fost chiar așa de grav. Dar am făcut fiindcă nevastă mea, nu știu ce, de asta m-am războit și m-am răscolit. Nu, Dumnezeu nu vrea să mă argumentez cu el. Dumnezeu nu vrea să arunc vina pe altcineva. Știți? Oricum totdeauna Eva e vinovată, nu? Că tata nostru Adam ne-a învățat cum stă treaba. Cine e vinovat? Eva, cine să fie vinovat? Copiii sunt vinovați, nevasta e vinovată, câinele e vinovat cu o răsturnat. De asta m-am supărat, de asta m-am enervat, de asta am spus ceva. Alții sunt vinovați, nu noi. Nu, Dumnezeu vrea să încetăm cu argumentele astea. Dumnezeu vrea să încetăm cu a arunca vina spre alții. Dumnezeu vrea să încetăm să negăm păcatul. Dumnezeu vrea să încetăm să ne scuzăm înaintea lui. Dumnezeu vrea să încetăm să ne smiorcăim înaintea lui, ca niște pocăiți. Știi cum să smiorcăie pocăiță? Doamne, noi suntem țărână, noi suntem praful de pe cumpăra fântânii, noi suntem vai și mari de capul nostru. Ai, Doamne, milă din noi. Acum ce te aștepți de la noi? Suntem prăpădiți pe pământul ăsta.
Nu asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Noi nu suntem așa. Noi suntem victorioși în Hristos. Și dacă am falimentat și am păcătuit, Dumnezeu așteaptă ca să avem coloana asta vertebrală, spirituală și să spunem, Doamne, am păcătuit. Și vândem fraților să fim bărbați și să ne mărturisim înaintea Domnului. Să fii bărbat, Domnule, să fii cu coloana dreaptă, să știi că ai un Dumnezeu care te iartă, un Dumnezeu care te ajută, care te eliberează și să spui Domnului, da, Doamne, asta am făcut. Și un alt aspect. Spune și au mărturisit păcatele înaintea Domnului. Auziți, au mărturisit păcatele și au spus, am păcătuit împotriva Domnului. Acum poate vă întrebați, Domnule, ce treabă are Dumnezeu cu păcatele mele? Eu am făcut treaba asta, n-am eu treabă cu Dumnezeu, eu am avut de refuit o treabă cu cineva. Ce treabă are Dumnezeu? Acum întrebați, ce treabă are, ce am făcut eu cu nevastă mea săptămâna asta? Că i-am spus ceva, că m-am purtat cumva cu ea. Ce treabă are Dumnezeu cu treaba asta? Vă spun ce treabă are. De ce trebuie să-ți mărturisești înaintea Domnului? Fiecare păcat pe care îl faci împotriva altcuiva, se îndreaptă întâi de toate înaintea lui Dumnezeu. Eu când m-am purtat într-un fel cu nevastă mea, m-am luat de fica Domnului. Și am cam încurcat-o dacă nu rezolv problema. Am cam încurcat-o. Ea este fica lui Dumnezeu, ea este creația lui Dumnezeu, e mântuită de Dumnezeu. E împreună moștenitoare cu mine la tot harul lui Dumnezeu, nu-i cu nimic mai prejos. Și am încurcat-o cu Dumnezeu dacă nu rezolv problema. De asta să mărturisesc păcatul înaintea Domnului. Că am jefuit ceva ce a fost al lui Dumnezeu. Și uitați ultimul sac care ne-l dă Scriptura aici, acceptă consecințele comunitare ale faptelor tale rele. Auziți ce spune 1 Samuel 7 cu 6. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Frați și sori, în punctul acesta, când termină Samuel de judeca poporul, în punctul acesta, filistenii vin și Dumnezeu vine și dă biruința. Vreau să vă spun un lucru. Sunt fapte pe care le facem greșite și pentru care trebuie să suportăm consecința. Să tacem din gură, pur și simplu trebuie să taci din gură și să suporți consecința. Și să mulțumești Domnului că te pedepsește aici, în comunitate, în biserică, și nu te pedepsește afară în lume. Și nu te pedepsește în iad. Trebuie să fie o mulțumire înaintea Domnului, să fii mulțumit că nu pune Domnul mâna pe tine, că Domnul când pune mâna pe tine, sigur te rezolvă. Să n-ajungi la punctul în care Dumnezeu să intervină. A fost un punct în care Dumnezeu, vă aduceți aminte, a fost un punct în care Dumnezeu a spus lui Eli să se ocupe de fiii lui și Eli n-a vrut. Nu s-a ocupat Eli, s-a ocupat de Dumnezeu. Și când s-a ocupat Dumnezeu, Dumnezeu s-a ocupat definitiv. Și o spun că este un har al lui Dumnezeu atunci când suntem disciplinați. Când suntem disciplinați, este un har din partea lui Dumnezeu că nu ne disciplinează El direct. Auziți ce spune? Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Sunt anumite consecințe ale faptelor noastre care trebuie să le suportăm. Până la urma urmei, eu am făcut păcatul, eu trebuie să-l suport. Eu trebuie să-l suport, simplu. Asta a făcut. Uitați ce se întâmplă. Asta, primul rol este al nostru, care să vină victoria lui Dumnezeu în orice aspect. Primul rol este al nostru. Al doilea rol este al dușmanilor noștri. De ce ne-a lăsat Dumnezeu dușmani în viața noastră? Auziți ce spune Sfânta Scriptură. De ce? Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni. Știți ce rol au dușmanii noștri? Este ca o presiune pe care Dumnezeu o lasă ca să ne apropiem de El. Și ce a făcut Israelul când filistenii au venit? S-au dus la Dumnezeu. De asta lasă Dumnezeu câte o boală. Să te cobori pe genunchi. Când ești sănătos, tu spui, Doamne, eu nu pot să stau jos în genunchi. Eu sunt plin de energie, nu pot să mă opresc. De luni până luni nu mă pot opri. Eu tot merg în continuu, tot fac, tot drămăluiesc, tot muncesc, tot fac, tot umblu. Eu nu pot să mă opresc. Și atunci Domnul câteodată trebuie să-ți îndoaie genunchiul. Și să-ți îndoaie câteodată mai greu, pârâie, trosnește, că tu nu ești obișnuit să-ți pleci genunchii jos. Dar ți-i pleacă până la urmă. Ți-i pleacă până la urmă. Și are Domnul metodele lui să ți-i plece. Și nu vreau să vă dau exemplu acum, că dumneavoastră știți destule. Dumnezeu are fel și chip. Moduri de a arunca oameni la pământ înaintea lui dacă ei nu vor să plece de bunăvoie. Și vreau să vă spun un lucru, dacă suntem ai Domnului și pentru că Domnul ne iubește, Domnul o să ne plece la pământ. O să ne plece la pământ. Și are Dumnezeu dușmanii pe care ni-i lasă pe pământul ăsta și nu o să ne ia. Nu o să ne ia până nu ne plecăm la pământ înaintea lui. Până nu ne plecăm la pământ înaintea lui. Probleme, necazuri, anumite lucruri care Dumnezeu le lasă, dar știți de ce le lasă spre binele nostru? Să ne punem la pământ înaintea Domnului. Unii oameni nu se trezesc până Dumnezeu nu-i dă bine așa, cum zicem noi, cu capul de pragul de sus. Până nu-i dă bine, atunci se trezesc. Până atunci nu se trezesc. Ăsta e rolul dușmanilor în viața noastră. Dumnezeu îi lasă ca noi să fugim la El. Acum noi am putea să fugim la Dumnezeu înainte ca să vină ei. Am putea să fugim la El înainte ca să vină ei. Și acum vreau să spun un aspect. Când sunt probleme mari, e o ocazie foarte mare ca să se vadă puterea lui Dumnezeu. Când sunt necazuri mari, e o foarte mare ocazie ca să se vadă puterea lui Dumnezeu.
Știți când intervine Dumnezeu? Că nu mai putem să facem noi nimica. Cât timp credem că suntem tari, noi suntem mari, noi putem rezolva problema, noi ne ducem, sunăm, noi chem, luăm bani, împrumutăm, ne ducem, rezolvăm, facem, lasă că ne descurcăm. Dumnezeu lasă situații care trec peste puterea noastră ca să fugim la El. De asta, ăsta e rolul dușmanilor în viața noastră. Ăsta este rolul situațiilor pe care nu le mai putem controla ca să fugim la Dumnezeu. Ca să fugim la Dumnezeu. Este un păcat atunci când vin filistenii. Și aici putem să spunem orice lucru care e potrivit vieților noastre. Să fugim la oameni, să fugim la metode omenești și să nu fugim întâi la Dumnezeu. Este un păcat. Dumnezeu vrea să fugim la El. Ăsta e rolul dușmanilor. Rolul nostru l-am văzut, rolul dușmanilor. Uitați rolul mijlocitorilor. Și aș vrea să-L întruchipez pe Domnul Iisus Hristos în persoana lui Samuel. Uitați ce face Samuel. Samuel spune așa. Versetul 8 și versetul 9. Și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un mielsugar și l-a dus între ardere de tot Domnului, a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Și ce face poporul Israel? Fantastic de frumos, este o imagine a Noului Testament aici. Poporul Israel se duce la Samuel, Samuel face două lucruri. Se roagă pentru popor și aduce o jertfă pentru popor. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi? Domnul Iisus Hristos a făcut exact același lucru pentru noi. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și spune Scriptura că mijlocește la dreapta Tatălui pentru fiecare dintre noi. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Două lucruri. A murit pentru noi și mijlocește pentru noi. Asta a făcut Samuel aici. S-a rugat pentru popor, a mijlocit pentru popor și a adus un mielsugar înaintea lui Dumnezeu pentru ștergerea păcatelor poporului. Este o imagine a Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, fac o aplicație directă pentru noi astăzi. Să fugim la Domnul Iisus Hristos. El e prorocul nostru. El e mântuitorul nostru, El e mijlocitorul nostru, El e eliberatorul nostru, El este vindecătorul nostru, El este Cel care ne iartă păcatele. În El, spune Scriptura, s-a ascunse toate comorile înțelepciunii și ale priceperii. În El avem totul deplin, în Domnul Iisus Hristos, la El trebuie să fugim. El e Samuelul nostru. El e Cel la care trebuie să fugim. Asta a făcut poporul Israel. Când au venit filistenii din spate, au fugit de la Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu va fi dat de rușine care fuge la Iisus Hristos. Nimeni nu va fi scos afară care fuge la Iisus Hristos. Nimeni, niciodată, n-a fost așa ceva și nici nu va fi. Du-te la Domnul Iisus Hristos, ești trudit, ești împovărat, spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Pe cel ce vine la mine, spune Iisus Hristos, nu-l voi izgoni afară. Nu-l voi izgoni afară. Nu există niciun om care să se ducă cu problema lui la Hristos și Hristos spune, pleacă de la mine, nu vreau să am nimic de a face cu tine. Niciun om. Nici Samuel nu i-a izgonit. Și ascultați foarte frumos. Și Domnul l-a ascultat. Pe Hristos îl va asculta totdeauna Dumnezeu. De asta fugim la Hristos. Pe El îl va asculta totdeauna. Totdeauna. Și ascultați ultimul punct. Ultimul rol. Am văzut rolul nostru este de pocăință, rolul dușmanilor noștri este să ne împingă la Dumnezeu. Rolul mijlocitorul al lui Samuel, al Domnului Iisus Hristos, este să ne aducă pe noi împreună cu Dumnezeu. Spune, Domnul l-a ascultat, Domnul l-a ascultat. Ce facem noi, apropo de asta, ce facem noi la cina Domnului? Nu sărbătorim, facem într-un fel ce a făcut Samuel. Samuel a dus acolo un mielsugar. Era un simbol al jertfei Domnului Iisus Hristos. La cina Domnului ce facem este să sărbătorim, să celebrăm și să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Dar trecem prin lumea aceasta și ne murdărim. Și avem nevoie din nou să fim spălați. Să nu cumva, frate și surori, să nu cumva să neglijăm acest aspect. Să nu cumva să spunem, Doamne, eu nu sunt vrednic de jertfa Domnului. Nu ești vrednic de jertfa Domnului. Tocmai că ai recunoscut că nu ești vrednic de jertfa Domnului, te-ai făcut vrednic să fii spălat de sângele Domnului. Ca asta trebuie să faci ca să fii spălat. Să recunoști, Doamne, nu sunt vrednic. Vin înaintea Domnului fără vrednicia mea, vin înaintea Domnului fără meritele mele, când vezi că tu un fundamentalist din ăsta conservator care zice, ăștia nu sunt vrednici să vină înaintea Domnului. Eu vin înaintea Domnului, eu sunt vrednic. Eu n-am făcut nimic săptămâna asta care să nu fie vrednic de Domnul. Eu vin înaintea Domnului, Doamne, și să împărtășește așa arogant și plin de sine, el e vrednic să stea înaintea Domnului. Ăla nu e vrednic să stea înaintea Domnului. Că el vine pe baza vredniciei lui înaintea Domnului. Noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu pe baza vredniciei lui Hristos. Pe aia îi primește Domnul. Când vii cu capul plecat, că spui, Doamne, nu merit să vin. Dar meriți tu. Ai meritat tu în locul meu. Ai plătit tu în locul meu. Ai dat tu în locul meu. Și uitați rolul lui Dumnezeu. Mie îmi place victoria care o dă Dumnezeu. Ascultați ce victorie dă Dumnezeu. Versetul 10 spune așa. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor. Știți cum arată victoria lui Dumnezeu?
În primul rând, Dumnezeu însuși devine inamicul dușmanilor tăi. Frații și surori, trebuie să ne oprim să mai luptăm noi cu oamenii. Trebuie să oprim să mai luptăm noi cu circumstanțele. Trebuie să oprim să mai luptăm noi cu situațiile. Ce ați zice dacă Dumnezeu ar lupta? Ce ați zice dacă Dumnezeu ar lupta? Noi credem că noi putem rezolva situația. Noi vrem să ne băgăm noi acolo șurubelința, cheile, să strângem, să facem, să rezolvăm. Dumnezeu vrea El să se bage. Dumnezeu vrea El să rezolve situațiile. Ca să se ducă gloria numai la El. Victoria lui Dumnezeu așa se vede. Când Dumnezeu tună. Când Dumnezeu tună, Dumnezeu împrăște. Când Dumnezeu tună împotriva dușmanilor noștri, poate cel mai bun lucru pe care îl poți avea e ca Dumnezeu să devină inamicul dușmanilor tăi. Atunci problema e rezolvată. Poți să fii sigur că problema e rezolvată. Al doilea lucru care se vede la victoria lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă și ție satisfacția biruinței. Versetul 11 spune așa, bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și au bătut până sub Betcar. Dumnezeu vrea să ne dea nouă satisfacția să scăpăm de un păcat. Dumnezeu vrea să ne dea nouă satisfacția să trecem peste o ispită. Dumnezeu vrea să ne dea nouă satisfacția să sărim peste o piedică din viața noastră. Dumnezeu vrea să ne dea nouă satisfacția să biruim un lucru. Dumnezeu vrea să ne dea nouă satisfacția să reparăm o relație. Dumnezeu vrea să ne dea nouă satisfacția să se folosească și de noi. Împrăște dușmanii noștri, dar după aceea Dumnezeu ne dă satisfacția nouă să ne luptăm. Biblia n-a spus niciodată să fugim de diavol. Spune, împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Dumnezeu vrea să ne dea nouă satisfacția să vedem pe Satan fugind de la noi. Romani, capitolul 15 sau 16, spune că în curând Dumnezeu va pune pe Satana sub picioarele voastre. Amin. Dumnezeu nouă vrea să ne dea satisfacția. Noi nu trebuie să stăm așa cu capul în jos ca niște pipiriși și să spunem, suntem slabi, nu putem, Doamne, suntem terminați, vai și amar de capul nostru, Doamne, ai milă de noi. Nu? Dumnezeu vrea să se folosească de noi și să folosește de noi. Amin. Noi suntem luptători lui Dumnezeu, suntem armata lui Dumnezeu pe pământul ăsta. Noi suntem leșinații lui Dumnezeu. Noi suntem ofiliții lui Dumnezeu pe pământul ăsta. Noi suntem armata lui Dumnezeu. Amin. Asta suntem noi. Noi suntem asta. Noi suntem asta. Uitați cum mai arată biruința lui Dumnezeu în al treilea rând. Dumnezeu rescrie istoria falimentelor noastre. Asta e unul dintre cele mai frumoase lucruri. Spune, Samuel a luat o piatră pe care a pus-o la, între Mițpa și Șen și a pus numele Ebenezer zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Știți ce s-a întâmplat la Ebenezer? Pentru noi Ebenezerul e minte numai pentru expresia asta. Până aici Domnul ne-a ajutat. Asta înseamnă Ebenezer. Asta știm noi, piatra de ajutor. Până aici Domnul ne-a ajutat. Dar știți ce s-a mai întâmplat la Ebenezer puțin mai înainte? La Ebenezer a fost punctul și locul în care Israelul a fost bătut de filisteni și le-au luat chivotul. Capitolul 4, versetul 1. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor, au tăbărât lângă Ebenezer. De acolo au fost bătuți, la Ebenezer. În capitolul 5, cu versetul 1, filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod. La Ebenezer a fost punctul în care poporul Israel a fost bătut și a fost jefuit și li s-a luat chivotul. La Ebenezer Dumnezeu le dă șansa și ocazia să scrie din nou istoria. Exact unde este punctul în care ai falimentat Dumnezeu, acolo vrea să-ți dea biruința. Dumnezeu nu vrea să zică, ai falimentat în domeniul ăla, hai să trecem peste el, mergem mai departe, fă-te că ai uitat. Nu, Dumnezeu zice, unde ai pierdut acolo, du-te din nou și câștigă lupta. Ce ispită te-a înfrânt? Aia, du-te din nou și biruiește-o. Ce demon te-a înșelat? Ăla, du-te și biruiește-l. Ce păcat, în ce păcat ai căzut? În ăla. În ce obicei ai căzut? În ăla. Du-te acolo și biruiește. Dumnezeu, în punctul în care am căzut, Dumnezeu vrea să rescrie istoria. Asta e un lucru fantastic. Unde ai căzut acolo? Dumnezeu te trimite acolo împuternicit în Duhul Sfânt ca să scrii din nou istoria și să câștigi din nou, să câștigi din nou. Să avem și noi, și fiecare dintre noi avem Ebenezerul nostru, care întâi e un loc al falimentului, e un loc al prăpădului, un loc în care ne-am făcut de rușine, e un loc în care am fost plin de frică și am luat bătaie și vai și amar de noi. Dar Ebenezerul trebuie să fie din nou un loc al biruinței noastre, un loc al restaurării, un loc al victoriei. Locul acesta poate să fie un loc în care au fost multe falimente, dar tot locul ăsta poate să fie un loc în care Dumnezeu dă biruință și biruința așa de mare încât uităm falimentele noastre. Amin. Puterea cu care Dumnezeu lucrează biruință poate să fie atât de mare încât uităm. Vedeți, niciunul dintre noi n-a știut că Ebenezerul a fost un loc al falimentului. De ce? Că victoria a fost atât de mare încât a uitat de falimentul lor. Că victoria de la Ebenezer e atât de măreață și atât de frumoasă că nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat rău înainte la Ebenezer. Așa poate să facă Dumnezeu în viața noastră. Așa poate să facă în viața de familie.
Că toată viața copiilor tăi care au fost în lume și care au fost departe de Dumnezeu, Dumnezeu să dea o asemenea victorie, că uiți toată perioada aia de timp. Amin. Să credeți lucrul ăsta. Eu știu că poate sunteți foarte deznădăjduiți de dumneavoastră înșivă sau de copiii dumneavoastră sau de cei din neamul dumneavoastră care nu sunt la Dumnezeu. Vă spun, dacă noi îl căutăm pe Dumnezeu și Dumnezeu ne dă victoria, Dumnezeu poate să rescrie istoria. Dumnezeu poate să rescrie istoria. Amin. Și să strigăm tare cu toții, Ebenezer. Al patrulea lucru care arată victoria lui Dumnezeu, Dumnezeu smerește dușmanii, versetul 13. Astfel au fost smeriți filistenii. Ce satisfacție ai când îi vezi, când nu tu n-ai făcut nimica și spuși așa la pământ. Nu știu dacă v-am mai dat exemplul ăsta. Am avut și eu mulți oameni care au fost împotriva mea. Am învățat un lucru în facultate. A fost cineva care mi-a făcut foarte mult rău. Foarte, foarte, foarte mult rău. Și la un moment dat a ajuns într-o situație limită să vină să înceară avutorul. Eu am știut că mi-a făcut rău. Nu l-am confruntat niciodată. Și ce m-a învățat Dumnezeu atunci? Nu te pune tu niciodată împotriva oamenilor. Că nu știi când te aduc și te smeresc și te fac de rușine și te duci exact la ăla pe care l-ai urât, exact la ăla la care te-ai împotrivit, exact la ăla pe care l-ai urât și l-ai dușmănit din toată inima ta. Ăla o să fie singurul om care o să te poată ajuta și o să te duci la el. Și o să fii smerit. Asta am învățat eu atunci. Și ce înseamnă să smerească Dumnezeu pe dușmani? Să nu-i smerești tu, să-i smerească Dumnezeu. Noi ne chinuim să ne smerim unii pe alții și nu reușim. Că suntem unul mai cocoș decât altul. Când smerește Dumnezeu, Dumnezeu face o croială, știți cum? Spunem noi, are Dumnezeu act de cojoc cu fiecăruia. Face Dumnezeu o croială impecabilă. Nu trebuie să-ți mai bagi, nici nu vrei să-ți mai bagi, că strici ce-a făcut el. Așa îți place de mult cum o smeri Dumnezeu. Dumnezeu știe el să smerească lucrurile. Dumnezeu știe el să tempereze oamenii. Și pe toți dușmanii, și spirituali, și fizici, și ce mai vreți dumneavoastră. Dumnezeu smerește. În al cincilea rând, Dumnezeu ține dușmanii departe de tine. Versetul 13. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Frați și surori, sunt situații în viața noastră, sunt circumstanțe, sunt domenii, sunt relații în care lucrurile sunt tensionate, în care lucrurile nu funcționează bine. Dumnezeu poate să aducă victoria și în locul acela să nu mai fie dezastru, în locul ăla să nu mai fie prăpăd, în locul ăla să nu se mai întoarcă iară ciuma, să nu se mai întoarcă iară păcatul, să nu se mai întoarcă iară diavolul ispita așa alte lucruri. Dumnezeu poate să țină departe lucrurile acelea. Asta e victoria lui Dumnezeu. Dumnezeu dă o victorie de durată, Dumnezeu dă o victorie de durată, ține dușmanii departe de tine. Dumnezeu dă victorie generațională, versetul 13. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Deci Dumnezeu zice, ce ați câștigat la Ebenezer? 50 de ani de acum înainte, victorie. Ce zice victoria asta lui Dumnezeu? Frați și surori, trăiesc oameni de pe la Oradea, de pe la Timișoara, de pe la Arad, în urma trezirilor spirituale care au fost acum câțiva zeci de ani de zile. Oameni care trăiesc astăzi pe urma acelei treziri spirituale, care n-au beneficiat de lucrarea păstorilor de 20 de ani încoace. Ăștia au stricat mulți dintre ei. Mulți dintre ei n-au stricat, dar mulți au stricat. Ci beneficiază de pe urma lucrării unui om de acum 30 de ani. Dumnezeu poate să dea victorii generaționale. Și vă spun înaintea lui Dumnezeu ce s-a întâmplat aici și s-a întâmplat și în țara noastră, se poate întâmpla din nou. Dumnezeu să dea victorie și să țină asta o generație întreagă. O generație întreagă să fim sub suflul acesta și prezența aceasta proaspătă, adevărată a lui Hristos prin Duhul Sfânt. Amin. Eu pentru asta mă rog. Eu nu mă rog așa pentru, am plâns puțin duminică la biserică, ne-am stat acasă și am luat iar viața din nou. Nu, noi ne rugăm pentru ceva de durată, să facă Dumnezeu ceva pentru noi și pentru copiii noștri. Pentru noi și pentru copiii noștri. Vă spun, mă gândesc frecvent, de când am copilașul ăsta mă gândesc frecvent, cu cine o să căsătorească, cum o să meargă, cum o să fie pocăința pe vremea lui, dacă așa e pe vremea noastră. Mă gândesc. Dar Dumnezeu cred că vrea mai degrabă să ne gândim la victoria pe care o avem acum și de care să beneficieze și copiii și nepoții noștri. Amin. Asta e victoria lui Dumnezeu pe care o dă Dumnezeu. În al șaptelea rând, Dumnezeu restaurează ce au jefuit dușmanii. Auziți ce spune Sfânta Scriptură, versetul 14. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel. De la Ecron până la Gat, cu ținutul lor, Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Sunt bătălii în viața noastră pe care le-am pierdut și nu credem că le vom mai câștiga niciodată. Dumnezeu le poate da înapoi. Sunt probe pe care le-am căzut de 100 de ori. Dumnezeu te poate face în final să o treci. Sunt încercări în care am falimentat de 1.000.000 de ori. Dumnezeu te poate face în final să treci peste ea. Sunt ispite pe care n-ai putut, Doamne, niciodată să le învingi. Sau dacă le învingi, le învingi din întâmplare. Și Dumnezeu te poate face în final să treci peste ispita aceea. Sunt situații în care ai vrut să mărturisești și n-ai putut. Dumnezeu te poate face în final să poți mărturisi.
Sunt duhuri pe care n-ai putut să le înfrunți niciodată și să le biruiești niciodată. Dumnezeu te poate face în final să le înfrunți și să le biruiești. Să câștigi terenul pe care ți l-a dat vrășmașul. Și vreau să vă spun, frați și surori, Dumnezeu vrea să pune mâna înapoi pe tot ce ne-a jefuit vrășmașul. Dacă copiii noștri au fost jefuiți de vrășmașul, să fie câștigați înapoi pentru Dumnezeu. Amin. Noi credem asta, ne rugăm pentru asta. Asta nu teorii care le aruncăm și noi în aer așa ca să ne simțim bine aici. Credem într-o victorie a lui Dumnezeu, că Dumnezeu recuperează, că Dumnezeu restaurează, că Dumnezeu ia înapoi de la ce ne-a furat vrășmașul și aduce înapoi. Amin. Credeți asta? Câți dintre dumneavoastră n-ați avut copii pentru care ați plâns și pentru care v-a durut și ați crezut că plecați în lume pentru vecii vecilor? Dumnezeu i-a adus de la capătul pământului înapoi, că Dumnezeu poate. Alții nu-ți plecați la capătul pământului, sunt casele dumneavoastră, dar plecați cu inima și cu sufletul departe la capătul pământului, Dumnezeu îi poate aduce înapoi. Amin. Pe mulți i-a adus, pe mine m-a adus. Dumnezeu poate aduce pe oricine. N-a fost tata care să mă aducă, n-a fost mama, nici nu au văzut, nici nu au știut ce a făcut. N-au știut 80% din prostiile pe care le-a făcut ei, nici acum nu le știu. Dar a fost Dumnezeu lângă mine. S-au rugat și știți cum Dumnezeu lucrează de la distanță. Nu trebuie să te duci tu. Nu trebuie să te duci cu girofară după el. Nu trebuie să te duci cu GPS-ul după el, se duce Dumnezeu. Și când se duce Dumnezeu, Dumnezeu se duce bine. Dumnezeu păzește cel mai bine. Tata ne spunea frecvent lucrul ăsta, zice, eu nu vă păzesc, sunteți prea mulți. Fost 9. Cum să păzești 9? 5 băieți, nici vorbă, îmi păzești unul, apoi 5. Dar ne-a păzit Dumnezeu și vă spun, ne-a păzit pe fiecare, ne-a păzit Dumnezeu. Toți, la rând, știți cum în serie am încercat, făceam echipe, în serie să spargem așa cercul ăsta de autoritate. Pe al lui Dumnezeu nu l-am putut sparge. Pe al tatălui l-am spart de multe ori, ani de zile l-am spart. Pe al lui Dumnezeu nu l-am putut sparge niciodată. Când Dumnezeu a spus stop, s-a încheiat. Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Ne rugăm pentru o restaurare, amin. Și victoria lui Dumnezeu, în final, aduce pace cu dușmanii. Am învățat un lucru foarte frumos când am fost la întâlnirea aceea cu păstorii, cu slujitorii de pe Valea Crișului. Foarte frumos. Zice, cel mai bun mod de a-ți învinge dușmanii este să-i faci prieteni. Să aduce aminte, frate Dani, frate Nunțu. Fantastic lucrul ăsta. Cel mai bun mod de a-ți învinge dușmanii este să-i faci prieteni. Nu mai e dușmani. Auziți ce spune Biblia, ascultați. Și a fost pace între Israel și amoriți. Pace. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Sunt lucruri frânte atât de clar și atât de bine că nu le poți recupera. Viac! Sunt relații terminate că zici, domne, nu mai este nicio șansă. Ăștia în viac șăpururi nu o să împace. Prostii. Asta dacă te gândești la lucrul acela fără Dumnezeu. Vreau să vă spun, frați și surori, oricât de deteriorate ar fi lucrurile într-un anume domeniu sau altul, Dumnezeu poate să aducă pace. Chiar e Dumnezeu. Credeți în Dumnezeu ăsta? Ăsta e Dumnezeul meu. Asta e victoria Dumnezeului nostru. Ne rugăm pentru ea și o dorim. Amin.